El avea vreo interdicție de a purta centura de siguranță, centura de la mașină? Nu avea nicio interdicție. Femeile însărcinate sunt singure care au interdicție. Nicio altă condiție medicală nu interzice purtarea centurii de siguranță. Dar ar fi putut să-l jeneze sau nu știu? Nu, absolut nimic. Nu mi-a zis niciodată treaba asta. Că jenează, l-ar fi jenat o mulțime de alte chestii. Jenează cureaua de la pantaloni sau genul ăsta. Aha. În niciun caz, centura care vine de pe piept într-o parte nu are nicio problemă. Nu s-a plâns niciodată că doare sau jenează ceva la operație. El, din punctul de vedere al imunității, era ok? Era ok, a fost urgent. Două operații, a fost o operație mare, a durat aproape 6 ore. A fost o operație, am făcut o extindere circumferențială, am scos toate excesurile de piele. I-am făcut inclusiv, mi-a dus eu, de fapt, testele pentru droguri și era curat. Analizele care le-am făcut eu, toate au fost foarte bune. Eu, din punct de vedere medical, eram apt pentru o tipă de intervenție chirurgicală. Noi am avut două intervenții în cursul anului trecut și n-am avut nicio problemă. Și la doua a fost chiar extinsă și a fost foarte bine cu toate analizele. Control și era ultima oară când a fost înainte de un pas cu 2-3 săptămâni. Am vorbit cu el și l-am văzut și era foarte bine. Deja programam următoarea etapă, picioare și ce mai bine am de făcut. Undeva primăvara asta, poate la toamnă, nu eram încă decis.